Proces de divorț cu năbădăi în județul Satu Mare. Un bărbat s-a supărat pe fosta soție și pe fosta soacră și a luat mașina pe care a scufundat-o mai apoi în lacul de la Mujden. Conform Antena3.ro, polițiștii din cadrul secției Poliție Rurală Negrești-Oaș au fost sesizați de către o femeie în vârstă de 34 de ani din Maramureș despre faptul că o persoană i-ar fi scufundat în mod intenționat autoturismul în lacul Mujdeni, județul Satul Mare. Polițiștii sosiți la fața locului au identificat persoana care ar fi săvârșit fapta, respectiv un bărbat de 39 de ani. Mai exact, soțul a vrut să se răzbune pe femeie pentru că aceasta a vrut să divorțeze. Cei doi se află în prim proces de divorț. În cauză, pe numele bărbatului a fost întocmit un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de distrugere. Autoturismul a fost scos din lacul Mujden de către persoanele abilitate în acest sens, prejudiciul cauzat fiind de aproximativ 4.500 de euro, conform Antena 3.ro.